Carte povești cu Barba Lungă, scrisă de Ovidiu Creangă, Leuțul Rex, de la pagina 101. Desigur că ați văzut la televizor sau pe internet cum lei în toată firea se joacă cu mingea sau se îmbrățișează cu oamenii obișnuiți, ca mine sau ca tine, cititorule. Dacă nu mă înșel, era un timp extraordinar. Richard Kevin, care se jucă cu lei săpate din sucle și nu era mult deodată, se mai juca și cu panterele negre, care sunt cunoscute ca fiind foarte rele și agresive și se juca și se îmbrățișa cu șinele și cu hienele. Dar acest om extraordinar a murit răpus de un cancer. Să fi tot avut cam 40 de ani. Ca să te joci cu leii, care de mici au crescut cu oamenii, nu este nicio problemă și avem nenumărate istorii pe această temă. Însă ce mă face să scriu această poveste este că ieri am văzut pe internet cum o doamnă din Africa, Anita, a găsit un pui mic de leu părăsit în jungle, aproape mort de foame. Pe semne că mămica lui, care îi dădea de suga, a fost răpită de anumiți răufăcători care fură animale sălbatice din junglă și le vând la circuri sau grădini zoologice. Anita a luat cu jucul de leu, l-a hrănit o perioadă cu biberonul, până s-a mai îndrevenit, apoi i-a dat mâncarea care le plăcea leilor. I-a pus numele Rex, că leul era regele animalelor și leuțul creștea văzând cu ochii. Însă s-a întâmplat o altă nenorocire. Odată, când Anita era dusă după cumpărături, a venit iarăși hoții de animale și l-au furat pe Rex. Rex avea doar câteva luni. Anita l-a căutat, a întrebat pe unul, pe altul, dacă știe ceva despre soarta lui Rex. În sfârșit, a întrebat un domn în vârstă care a spus că a văzut niște bolani cu un camion în care era o cușcă pentru animale, care l-au prins pe Rex și l-au aruncat în cușcă. Toate eforturile Anitei nu au avut succese și a renunțat să-l mai caute. După 6 ani, s-a dus să viziteze grădina zoologică din orașul vecin. S-a apropiat de o cușcă în care era un leu mare și voinic. Leul s-a repetit prin zebrelele cușcii și a îmbrăcișat pe Anita și a început să o ocupe în leagă. Trecuseră 6 ani și Rex nu a uitat-o pe binefăcătoarea lui. Întâmplător era câțiva reporte care au făcut poze și un film și au scris un articol culminant în locale și filmul s-a rulat la postul național de televiziune. Anita a vrut să-și ia copilul, însă era o problemă. Ce să-i dea să mănânce? Că era o foame de săracă și leu era mare și era mare. Dar Brigitte, mascot, care era o focată apărătoare a animalelor care sunt perfectate, a aflat de această întâmplare extraordinară și a intervenit la guvernul țării africane să-i ajute lui Anita să-și ia copilul și a propus să înființeze o sală a societății și sală de protecție. Eu m-am gândit că este o imposibil ca Moș Poveste Barbă Lungă să nu fie avut și el o contribuție și l-am rugat să vină să stea de vorbă cu mine. Chiar în noaptea următoare a venit ca de obicei la miezul nopții. După ce m-am scuturat și eu m-am sărutat mâna. El mă întrebă, ce mai faci? Cum te descurci cartea ta Povești cu Barbă? Știu că scrii mereu. Câte povești ai scris până acum? Am vreo 17. Mai scormonit și Viorel cu editorul meu din Băcău, care a mai găsit câteva sacuri și Moș Barbă Lungă. Povestea